Bună dimineața! Să bine azi, doamnelor, bine venit. Bună dimineața, bine v-am găsit. Invitata noastră de astăzi ne va și explica cum funcționează această aplicație, o soluție digitală care poate fi adaptată și la alte zone din țară, nu doar pentru județul Bihor. Așa este, Madalina, bună dimineața! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație, da, așa este. În momentul de față, această aplicație denumită Bihor Curat se regăsește în tot județul Bihor, este funcțională, este descărcată și activă pentru 5 de utilizator la doar câteva luni de la lansarea acestei. Și o să trecem acum prin pașii pe care ar trebui să-i urmeze cei care își descarcă aplicația și vor să fie activi în comunitate atunci când vine vorba de deșeuri, nu? Mm -hmm. Vreau să fac un scurt intro al acestei aplicații. Aplicația în sine are la bază două funcționalități importante. Una, adresată cetățenilor, ce poate fi descărcată din magazinele de aplicații, și cealaltă aplicație destinată autorităților locale și operatorilor de salubritate, astfel facilitează o comunicare bidirecțională între uh, într-o comunitate pentru a sprijini diminuarea cantităților de deșeuri Ia menage. să vedem și cum este facilitată. în acest caz, <laughs> da, în acest caz discutăm despre aplicația destinată cetățenilor și are la bază cinci funcționalități principale. Prima funcționalitate este despre programul de colectare, se poate uh, vedea uh, foarte ușor Bulinele respective reprezintă fracția pentru deșeu și zilele unde are loc programul de colectare. Fiecare cetățean din județul Bihor are acest program de uh, colectare personalizat în funcție de uh, zona unde locuiește. Adică ne putem programa ora la care poate fi. Uh, ridicat gunoiul sau uh, ce implică? Uh, pentru deșeul menager și deșeurile uh, reciclabile generate din deșeul menager există un program uh, uh, prestabilit de către operatorul de salubritate. Pentru celelalte tipuri de deșeuri reciclabile avem. Uh, altă funcționalitate. Și pe lângă acest calendar de programări, ce mai vedem în aplicație? Pe lângă acest program mai vedem harta de colectare. În județul Bihor există destul de multe centre de colectare pentru colectarea altor tipuri de deșeuri colectare reciclabile selective. decât cele... Colectarea separată a tuturor tipurilor de fracții pe care le putem genera în gospodărie. În acest caz, dacă intrăm fix în orașul Oradea, o să vedem deasupra aplicației aplicației, două adrese cu centrele de colectare cele mai apropiate de locul unde mă aflu în momentul de față și dacă selectez imediat. Dacă selectezi un centru, aici văd detaliile a centrului, centrul de col, acelui centru de colectare cu toate Tipuze fracțiile de nu? Care ce se pot de regăsi acolo și partea cea mai frumoasă este că, în afară de faptul că poți suna să cer detalii suplimentare, să navighezi direct la locație, în județul Bihor există posibilitatea ca produsele pe care nu le mai folosim și sunt funcționale să le aducem la acest centru, să regăsesc la articolul reciclabile, ele ar trebui să scrie reutilizabil iar un cetățean în momentul în care vede că sunt produse ce pot fi reutilizate poate să meargă la centrul respectiv, să ridice uh, produsul și să-l folosească în continuare. Și pe lângă asta am văzut că există și o serie de informații sau de bune practici. Uh, uh, da. utilizatorii. Uh, aici mai avem încă o funcționalitate. Uh, este legat de ghidul de colectare. În momentul în care am un produs pe care nu, și nu mai am ce să mai fac cu el în uh, casă, pot să-l uh, să caut în acest ghid de colectare. De exemplu, căutăm anvelope An și pot vedea cum pot fi anvelope și îmi dă detalii despre ce aș putea să fac cu acest produs, la ce fracție îl pot colecta sau, dacă e cazul să-l duc la un centru de colectare, îmi spune unde să merg cu deșeul respectiv. În regulă, Mădălina, spune te rog, dacă această aplicație este gratuită pentru utilizatori, pentru cei din această aplicație este pusă de către Consiliul Județean pentru toți cetățenii din, din județ. Și poate fi adaptată și la alte județe, astea în poveste, nu? Categoric. Și nu doar în România, chiar și în Europa este disponibilă. Iar planul vostru azi. care este acum? În ce județe Vom vedea. A, în momentul de față suntem în discuție cu mai multe județe, chiar cu autorități locale. Există un interes de câțiva ani în zona de digitalizare a industriei de reciclabile. Avem sisteme, soluții implementate cam în toată țara. Din punctul nostru de vedere, suntem într-o fază de testare și analiză a ceea ce ar funcționa cel mai bine pentru fiecare zonă în parte. Și spuneau colegii mei mai devreme, au menționat da. asta că noi putem face și sesizări, putem uh, atenționa uh, firma de salubritate de exemplu, dacă găsim uh, da. restul menajerului uh, în zone aceasta, necorespunzătoare, nu? Da, această parte mi se pare cea mai valoroasă din uh, întreaga aplicație. Este modulul de raportează un deșeu abandonat. Uh, în momentul în care merg pe stradă și găsesc un deșeu abandonat, uh, pot să-i fac o fotografie instant, uh, îmi ia locația Poți automat. Camera 4? Așa. Uh, pot face, de exemplu, o fotografie. să folosesc uh, poza respectivă. Pot să ofer informații suplimentare. Am uh, o categorie predefinită ce volum ocupă deșeul respectiv. Am putea să spunem că acest deșeu un într-o roabă. Uh, se preia locația automat și se transmite direct către operatorul de salubritate arondat zonei respective. Mulțumim foarte mult, Mădălina. Mădălina, o să mă în da? Da, dimineața da. aceasta, alături de noi, cofondatorul acestei aplicații, acestei soluții digitale gratuite pentru uh, utilizatori. Ne vedem la 10. Dacă aveți întrebări pentru noi, ne puteți scrie între timp pe contul nostru de Instagram, pe ilikeit.pro.tv.